Premierul Slovaciei, Robert Fico, a fost împușcat în piept și abdomen imediat după ședința de guvern. Ar fi vorba despre o tentativă de asasinat, conform primelor informații. În capitală, un bărbat a fost ucis în bătaie în mijlocul străzii de doi adolescenți după ce ar fi încercat să le apere pe fiicele concubinei lui. Un copil de doar 10 ani a fost bătut crunt cu un bici din sârmă. Autorii sunt chiar rudele victimei. Andreea Berecleanu vă prezintă Focus. Doamnelor și domnilor, bună seara! Incident deosebit de grav în Slovacia. Premierul Robert Fico a fost împușcat în plină stradă. Atenție, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. După o ședință de guvern, Robert Fico s-a îndreptat spre oamenii care îl salutau și atunci au fost trase mai multe focuri de armă asupra lui. Încercarea de asasinare a avut loc în orașul Handlova, aflat la 150 de kilometri de Bratislava. Imagini surprinse imediat după atac arată cum premierul rănit este urcat într-o mașină, iar atacatorul, un bărbat în vârstă, este reținut. Din primele informații din presa slovacă, premierul a fost împușcat în abdomen și în braț și ar fi fost trase 4 focuri de armă. În prezent, Fico este transportat la spitalul din Banská Bystrica, un oraș din apropiere. Starea lui ar fi una stabilă. Premierul Robert Fico se află din octombrie anul trecut la conducerea guvernului slovac. Este pro-rus și se opune sprijinului european pentru Ucraina. Crimă șocantă în capitală, un bărbat a fost ucis în plină stradă, a fost bătut crunt de doi tineri, unul de doar 16 ani. Victima ar fi încercat să le apere pe fiicele concubinei sale, care au intrat într-un conflict cu alte tinere. Agresorii erau de partea celorlalte fete și le-ar fi lovit pe bărbat inclusiv cu parul, până l-au lăsat fără suflare. Agresorii au fost arestați pentru 30 de zile. Vă avertizez, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Imaginile filmate dintr-o mașină pe Bulevardul Constructorilor surprind momentul în care bărbatul de 46 de ani este lovit cu bestialitate de cei doi tineri, unul de 16, celălalt de 20 de ani. A fugit după el și până la urmă l-a prins pe mijlocul străzii și a dat în cap. Amândoi, și la cap și la picioare. Conflictul dintre cei trei a pornit de fapt de la o ceartă între fiicele vitrege ale victimei și mai multe prietene ale agresorilor. Tatăl meu venea de la muncă și fetele concubinei, cineva a salutat, agent, fetele au spus că s-a luat cineva de ele și l-a sunat pe tata să vină acolo, să vadă ce s-a întâmplat. S-ar fi dus aici, în par la Crângaș, și acolo s-a dus cu fosta soție acolo și cu două fete care le avea acolo. În momentul în care cele două fete l-au sunat pe partenerul mamei lor, cele cu care se certaseră i-au chemat și ele pe cei doi agresori. Deși tinerele au dat-o în cele din urmă la pace, între cei trei spiritele s-au aprins. Totul s-a transformat într-o bătaie crâncenă. Conflictul a început pe trotuarul de la marginea parcului, după care agresiunile s-au mutat în interiorul parcului, în zona din spatele meu, chiar aici, pe spațiul verde. Cei trei bărbați s-au lovit în repetate rânduri, până în punctul în care cei doi tineri de 16 și 20 de ani au pus mâna pe doi araci folosiți pentru sprijinirea copacilor din parc. Bătaia s-a mutat în mijlocul străzii de lângă parc, unde cei doi agresori l-au târât pe bărbatul de 46 de ani. Au început să-i aplice mai multe lovituri în zona capului, iar victima și-a găsit sfârșit chiar în acest loc, în ciuda eforturilor medicilor care l-au resuscitat timp de câteva zeci de minute. El, am înțeles că a fugit din parc și băieții respectivi au fugit după ei, că s-a întâmplat la traversarea străzii, la jumătatea străzii. Și că ar fi dat cu o bătă, care sunt pomișorii ăștia care sunt cu bătele alea așa. I-a dat prima bătă la ceafă aici în cap și pe urmă i-au dat la picioare. Un trecător a surprins momentul în care medicii încercau să-l readucă la viață pe bărbat. În cele din urmă a fost declarat decesul, iar trupul a fost dus la Institutul de Medicină Legală. La ora 8:30, 9 sau 9:30, nu mă țin minte exact, tocmai resuscita în mașină și n-a mai durat câteva minute și i-a tras folia pe el și n-a mai știut nimic. Cei doi agresori s-au făcut pierduți imediat după ce l-au bătut fără milă pe bărbat. Polițiștii au plecat în căutarea lor, însă la scurt timp băieții s-au predat la secția 20. Au fost audiați, iar procurorii spun că și-au recunoscut în mare parte faptele. Nu ne venea să credem că se întâmplă așa ceva. Dacă nu mai judecă, dă, fură, sparge, fac orice lucru rău, pentru că nu mai judecă, nu mai au
capacitatea de a gândi, eu știu. Unul dintre agresori, deși are doar 16 ani, este cunoscut în cartier ca fiind agresiv. Polițiștii spun că mai avea antecedente de violență și era în atenția agenților de la secție. Mi-e și frică să spui ceva unui puști, că văd că toți au cuțite, au tot felul de macete. Ce? Că eu veneam cu nepoți, cam doi nepoței. Eu veneam cu ei în parc, veneam, dar acum nu mai am curajul. O să ia de el. Nu mai vin. Nu o să mai vin pentru că mi-e frică. Ionel, bărbatul ucis, lucra ca electrician. Avea o fică de 20 de ani în prima căsătorie și alți doi copii, o fată de 18 ani și un băiat minor din a doua căsnicie încheiată în urmă cu 2 ani. Acum trăia în concubinaj cu altă femeie, iar pe cele două fiice ale ei le iubea ca pe proprii copii. De aceea nici nu a stat pe gânduri când acestea l-au chemat să le apere. Se creează o întreagă controversă în jurul polițelor RCA, iar șoferii păguriți ar putea fi nevoiți să plătească o parte din daună. Discutăm subiectul pe RARG imediat la Focus. Un chirurg de la Institutul Oncologic București este cercetat pentru ucidere din culpă. O pacientă a murit din cauza unei comprese pe care medicul i-a uitat-o în abdomen. Mai multe informații despre acest caz are colega mea Amalia Chiriță. Amalia, bună ziua! Care sunt ultimele informații? Am găsit, Andreea. Polițiștii de la Investigații Criminale din Târgoviște au făcut astăzi două percheziții, una la Institutul Oncologic din București și alta la domiciliul medicului din Voluntari. De acolo, polițiștii au ridicat mai multe documente și un telefon mobil care sunt considerate în acest moment probe în dosar. Medicul este un bărbat în vârstă de 69 de ani. Incidentul ar fi avut loc pe 5 decembrie 2022. Atunci, chirurgul ar fi operat o femeie în vârstă de 73 de ani din localitatea dâmbovițeană Dragomirești. Se pare că, după intervenția chirurgicală, medicul ar fi uitat o compresă în abdomenul pacientei. Asta a dus la o infecție septică severă în organismul acesteia și, din păcate, femeia a murit. După percheziții, medicul a fost dus la secția de poliție pentru audieri, iar polițiștii continuă cercetările în acest caz. Andreea? Amalia, mulțumesc. Caz cumplit într-o comună din Galați, un copil de doar 10 ani a fost bătut crunt cu un bici din sârmă din cauza unui cal. Cel mic a ajuns în stare gravă la spitalul de pediatrie din Galați. Autorii, cel care l-au bătut și cel care l-a ținut pe copil în tot acest timp, au fost reținuți de poliție. Aceștia sunt chiar rude ale victimei. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Cam așa arată... Da, așa arată... Incidentul violent a avut loc în comuna Gălățeană Jorăști. Agresorul, un bărbat de 60 de ani, l-a acuzat pe copil că i-ar fi bătut un cal, în timp ce bunica victimei susține că doar a speriat animalul. S-a jucat cu alt băiet, cu zâna înainte, pipărău, cu un șerpi spucăreu, cu un șerpi mort. S-a de calul pipărău și calul s-a făcut spaimă, fuzie, sunt culotășe. S-a zis că s-a bătut calul. Când a auzit ce s-a întâmplat cu calul său, bărbatul s-a înfuriat și l-a căutat pe copil. L-a prins și, ajutat de un alt bărbat de 30 de ani, vărul victimei, l-a lovit cu biciul. De ce ați dat? Ce ai avut cu băiatul ăla? Putea... Eu suntem în conflict, eram în conflict mai de mult. M-a bătut animalul meu, scurs pe poartă și atunci m-a găsit cine e vos. Tu l-ai ținut, am înțeles. Ca... I-am zis ca să-i dau 5 lei ca să... Duc să-mi ia țigări. Atunci m-a pălit cu poarta și i-am dat drumul și l-a prins. Băiatul a ajuns acasă abia ținându-se pe picioare. Băiatul vine cu mâinile așa, lângă, mamă, sună ormea, zic că ieși afară repede să vezi că Andrei bătut măr, că l-am bățut urechea neagră, capul așa și tot nu... Nu m-a bunătăși în spatele, așa sunt vârcele. Cine l-a bătut, doamnă? Un om din partea celălalt. E văr cu el? Rodă, sunt... Nu, e văr, unul l-a ținut, vârțul l-a ținut și acela l-a bătut cu coada de ghizde. Părinții băiatului sunt despărțiți. Acesta este crescut de tată și bunica maternă. Copilul ar fi mai rebel, spun rudele, dar nu a fost niciodată violent. Copil mai rebel. Chiar și la școală am fost sesizați cu privire că... Nu era atent la ore, deranja în clasă. Noi atunci am intervenit, am stat de vorbă cu bunica. Da, da. Gestul celor doi adulți. Nu, niciun caz. Băiatul are mai multe răni și a fost dus la spitalul din Târgu Bujor, unde a primit îngrijiri. Apoi a fost transferat la spitalul de pediatrie din Galați. La preluare de către echipajul nostru cu asistent,
Copilul de 10 ani prezenta multiple echimoze și scoriații pe tot corpul, atât anterior cât și posterior, inclusiv la nivelul capului, produse prin agresiune. Starea lui era stabilă, însă, sigur, copilul foarte speriat. Soția celui care l-a bătut cu sălbăticie pe copil a încercat să-i găsească scuze agresorului, dar nu a reușit. Totuși să-i fi dat cu un bici nu-i cam mult? Nu mă întrebați că nu știu. Dar părerea dumneavoastră? Nu este, că este adevărat, nu trebuie, nu. Trebuie să-i dai o palmă și așa. Rudele copilului sunt șocate de ce a putut păți acesta. Asta face numai un criminal care n-are inimă. Că nu știi ce înseamnă un copil. Că nu poți să faci așa ceva, că eu am fost cu el la spital. V-a șocat totuși, cu biciu, să bați un copil de 10 ani? Nu știu, eu sunt bătrână, n-am bătut nepoți, n-am bătut copii. Și anchetatorii au fost uimiți de sălbăticia faptei comise. Cu acel bici din sârmă l-a lovit cel în vârstă, pe minor, peste corp, peste picioare, pe aproximativ 25 de lovituri am stabilit noi. Minorul realmente s-a aflat într-o situație demnă de compătimit, n-a mai văzut așa ceva. Cei doi autori, vărul și nașul de botez al copilului, sunt acuzați de comiterea infracțiunilor de lipsire de libertate în formă agravantă, lovire sau alte violențe în formă agravantă, precum și de tulburarea ordinii și liniștii publice în formă agravantă. Familiile tinerilor uciși în localitatea 2 mai îi cer despăgubiri uriașe lui Vlad Pascu. Dacă instanța le va accepta cererile acestea, ar trebui să le plătească peste 33 de milioane de euro. Colega mea, Carmen Gheorghe, a urmărit subiectul și vine cu detalii. Carmen, bună ziua! Cum s-a ajuns la această sumă? Bun găsit! Cei trei tineri care au fost răniți în urma accidentului de la 2 mai cer fiecare câte 1 milion de euro despăgubiri. De asemenea, în cazul Robertei, fata care a fost ucisă de Vlad Pascu, familia cere acum daune. Vorbim aici despre mai mulți membri care au cerut acest lucru, despre mama, tatăl, sora și doi bunici. Fiecare membru al familiei a cerut câte 5 milioane de euro. În cazul lui Sebastian Olariu, cel de-al doilea tânăr omorât la 2 mai, familia nu a stabilit încă o sumă, însă cert este că au cerut daune cei doi părinți, sora, doi bunici și două mătuși. Așadar, daunele morale pentru cazul de la 2 mai depășesc 33 de milioane de euro. Conform legii, suma va fi plătită inițial de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România, iar ulterior banii vor fi restituiți de Vlad Pascu. Avocații spun însă că aici apare o problemă, iar asta pentru că nu se știe momentan câte bunuri are Vlad Pascu pe numele lui care pot fi valorificate, pentru că vorbim totuși despre un tânăr. De asemenea, nici părinții lui Vlad Pascu nu pot fi obligați să plătească această daune morale, pentru că băiatul este major și ei nu mai sunt răspunzători de faptele lui. Cel mai probabil, procesul lui Vlad Pascu se va judeca pe fond pe data de 23 mai la judecătoria Mangalia. Vă reamintesc că anul trecut Vlad Pascu s-a urcat la volan drogat și a condus prin 2 mai, a lovit un grup de tineri și a fugit de la fața locului. În urma accidentului, Sebi și Roberta au murit. Acestea au fost informațiile. La revedere! Vin vești bune în continuare de la Spitalul Foișor. Marele actor Florin Piersic a mai făcut un pas important. Despre ce este vorba, aflu de la colegul meu, Cristi Cosmaciuc. Cristi, bună ziua, te ascultăm! Bun găsit tuturor! În urma evaluării pe care i-au făcut-o în această dimineață medici de la Spitalul Foișor au transmis că actorul are, citez, o evoluție lent favorabilă. Vestea cea bună este că actorul a început deja procedurile de kinetoterapie și de recuperare medicală. Însă nu se știe cât va dura tot acest proces, având în vedere vârsta înaintată și prezența altor probleme medicale. Medicul Adrian Marinescu a transmis ieri faptul că Florin Piersic se poate ridica în picioare cu sprijin. El a mai precizat însă că este în continuare un pacient fragil și care încă poate pune probleme. Florin Piersic este monitorizat atent de medici de mai multe specialități, printre care ortopedie, cardiologie, boli infecțioase și chirurgie plastică. El continuă tratamentele cu antibiotice, iar la un moment dat, atunci când medicii vor decide, va fi transferat la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș pentru a continua tratamentele de specialitate. Acesta este de altfel și unitatea medicală unde a ajuns prima dată în capitală după transferul de la Cluj-Napoca. Acestea au fost informațiile. La revedere!
Legea care ar fi trebuit să ieftinească polițele de asigurare auto obligatorie poate să ia o altă turnură. Anumite organizații spun că în urma unor amendamente depuse la lege, șoferii păgubiți ar putea fi nevoiți să plătească o parte din daună. Mai mult, există controverse și în ceea ce privește evaluarea pagubelor. Asiguratorii resping acuzațiile și spun că amendamentele nu le aparțin, dar speră ca forma finală a proiectului să echilibreze piața. La începutul anului a fost depus în Parlament un proiect de lege care trebuia să modifice întreg sistemul RCA. Potrivit Autorității de Supraveghere Financiară, prin vocea vicepreședintelui Sorin Mititelu, printre altele, scopul proiectului era să reducă prețul polițelor. S-a trezit în Comisia Juridică, aceste amendamente au apărut peste noapte, m-ați înțeles, fără să știe nimeni despre ele, nici noi absolut nimeni. Un grup de parlamentari, pac, le-au băgat și gata, nu mă uite, astea sunt. Ne îndreptăm, din punctul meu de vedere, către o altă atitudine în ceea ce reprezintă devalizarea puterii de cumpărare a populației și a companiilor. Ce vrea acest proiect de lege? Să ia, în condițiile în care asigurările oricum s-au triplat în ultimii 2 ani prețul lor, să ia mai multe drepturi deja obținute de către consumatori. Potrivit unor amendamente, daunele vor fi evaluate în urma unor negocieri dintre asiguratori și păgubiți, iar reparațiile s-ar putea face doar în baza unei convenții dintre servis și asigurator. Reprezentanții servisurilor spun că asiguratorii încearcă să le stabilească prețul cu piesele și cu forța de muncă. Păgubitul trebuie să fie înștiințat de condițiile din contract și ar trebui să știe că piesele care se montează pe mașina respectivă trebuie să se încadreze într-un anumit preț. Lucru care nu se poate întâmpla în toate situațiile. Noi trebuie să acordăm garanție pentru o lucrare pe care o prestăm în condițiile impuse de asigurator, ceea ce nu este posibil. Nu există nicio restricție. Se creează o falsă problemă, evident, acuzând o întreagă categorie de operatori economici de presupuse comportamente neconforme cu legislația, atât pe partea asiguratorilor, cât și pe partea servicelor. Acest principiu de stabilire a despăgubirii prin convenție între asigurători și persoană prejudiciată, reiese din nevoia de a crea un echilibru, care în acest moment pe piață nu există. Un alt amendament controversat este cel care stipulează că păgubitul, a cărei familie deține mai multe mașini, nu mai are dreptul să primească o mașină pe timpul reparației. Domnilor, cu tot respectul, plătim cumva asigurare per familie? Data timp când noi, printr-o lege 132, suntem obligați să plătim RCA, deci asigurare obligatorie la fiecare mașină în parte, cum poți să admiți și tu, indiferent de din ce partid ești, cum poți să admiți să spui semnătura pe o chestie de genul ăsta? În plus, definirea conceptului de costuri de piață atunci când este vorba de plata unei daune din partea asiguratorilor i-a făcut pe mai mulți specialiști să afirme că se pregătește introducerea unei coplate din partea păgubitului. Nu a existat și nici nu va exista conceptul de coplată sau păgubitul să plătească din propriul buzunar vreo diferență. Atât directiva europeană cât și codul civil spun clar că prejudiciul trebuie reparat integral. Reporterii Focus au încercat să obțină un punct de vedere și din partea Autorității de Supraveghere Financiară, dar până la difuzarea acestui material, reprezentanții nu au răspuns. Fenomen cutremurător. Nu spun că au HIV și fac sex neprotejat. Sute de dosare pe rolul instanțelor. Astăzi, la Focus. Se schimbă regulile jocului în piețele din România. Producătorii își vor mai putea vinde marfa doar dacă respectă anumite reguli cât se poate de stricte. Un proiect de lege nu lasă loc de întors. Detalii imediat la Focus. Creșterea salariului minim pe economie creează noi tensiuni între mediul politic și cel de afaceri. Săptămâna aceasta au avut loc discuții la Ministerul Muncii cu patronatele și sindicatele pentru găsirea unei formule de calcul atunci când se va stabili venitul minim. Se pare că ea va lua în calcul puterea de cumpărare, salariul mediu brut pe țară și productivitatea muncii. Între timp, conform Institutului Național de Statistică, salariul mediu net a depășit pragul de 1000 de euro. În acest moment, intenția clară a guvernului este ca salariul minim să crească cu la 3.700. La 1 ianuarie 2022, salariul minim brut era de 2.550 de lei și a crescut în aproape 2 ani la 3.300 de lei. Asta înseamnă că aproximativ 1,3 milioane de români primesc cu 400 de lei mai mult în mână. Iar salariul minim ar urma să se majoreze din nou de la 1 iulie la 3.700 de lei brut, adică puțin peste 2.200 de lei net.
patronatele spun că doresc să se întoarcă la formula tradițională, în care salariul minim era negociat în toamnă, iar majorarea venea oficial de la începutul noului an. O problemă e creșterea accelerată a salariilor. Alta ține de faptul că România are cea mai mare impozitare a muncii pe salariile mici. O parte din oamenii care apar în statistica oficială ca lucrând la salariu sau pe salariu minim, ei de fapt nu au venituri la nivelul salariului minim. Asta pentru că primesc salariul la negru, în plic sau au și alte venituri din dividende, PFA-uri sau micro-întreprinderi. Salariile minime ar trebui calculate într-un mod transparent, predictibil și care cumva să plece de la ideea că dacă economia crește, productivitatea crește, se întâmplă lucruri care afectează puterea de cumpărare sau există un mers general al salariului mediu în economie, atunci toate aceste lucruri ar trebui să se simtă și în buzunarul celor care au cele mai mici salarii în economie. Conform Institutului de Statistică, salariul mediu la nivel național a ajuns la 5.185 de lei în luna martie. Însă, în doar 5 județe din România se și câștigă la acest nivel. Capitala este singurul oraș în care venitul mediu depășește 6.000 de lei. Clasamentul este urmat de Cluj, Timiș și Sibiu, cele trei județe în care românii câștigă în medie peste 5.000 de lei. Avem 15 județe în care salariul mediu nu depășește 4.000 de lei, iar la coada clasamentului se află Vâlcea, Teleorman și Hunedoara. Salariul minim nu duce la creșterea veniturilor populației în sectorul privat. Ar trebui mai degrabă să privim salariul minim ca o formă de legislație care interzice oamenilor cu productivitate scăzută a muncii să lucreze. Practic, salariul minim spune că în momentul în care aptitudinile pe care le ai sau locul unde te-ai născut și unde îți desfășori activitatea nu justifică o productivitate mai mare de acest salariu ales în mod arbitrar de niște politicieni, nu ai voie să lucrezi. Și așa ajungem într-un cerc vicios în care creșterea venitului minim poate duce la mai multă muncă la negru sau la șomaj. Așa că directiva europeană le cere statelor membre să vină cu o formulă concretă de majorare a salariului minim, care să fie negociată cu sindicatele și patronatele. În acest fel, salariul minim nu se va mai negocia când vor politicienii, ci când se întâmpină condițiile economice specifice. În România, salariul minim se face de obicei, se stabilește oarecum politic, ca la piață, în sensul că guvernul parcă l-ar scoate din buzunarul său măririle pe care le dă și zice, creștem cu 100 de lei, sindicatele cer 200, patronatele cer 50 și guvernul pică la mijloc. Lucrurile acestea trebuie să se schimbe. Conform Institutului Național de Statistică, salariul mediu a crescut în ultimul an cu aproape 14%. Guvernul are termen limită pentru implementarea directivei privind salariul minim european, dată de 15 noiembrie. România are un potențial uriaș în domeniul cercetării și invențiilor, dar drumul de la idee la implementare este extrem de lung. În calea progresului stă de cele mai multe ori lipsa de fonduri. Oamenii de știință se zbat însă și de multe ori reușesc să treacă peste toate obstacolele ieșite în cale. Așa se întâmplă, de exemplu, și în medicină, unde obținerea brevetelor pentru diferite invenții care pot salva oameni se obțin foarte greu. Pentru a încuraja colaborarea între cei cu bani și cercetători, adică între mediul privat și cel universitar, Facultatea de Medicină din Cluj-Napoca a organizat evenimentul Zilele Transferului Tehnologic. Descoperirile științifice trebuie să ajungă la pacient, în definitiv, pentru binele acestuia, susțin organizatorii. Târgul nostru de transfer tehnologic este, într-adevăr, pentru toată țara, un eveniment emblematic, pentru că oferă tuturor participanților posibilitatea de a face cunoștință cu cercetarea de excelență în universitatea noastră, concretizată aici prin brevete de invenție și cereri de brevet de invenție. Dificilă este obținerea fondurilor pentru realizarea prototipurilor sau punerea pe piață a invențiilor. Drumul de la tehnologie la practică nu este ușor, iar investitorii sunt greu de găsit. Doctorul Mihaela Mocan spune că a trimis o cerere de brevetare a unei invenții echipei sale în anul 2016. Noi am dezvoltat un produs care se permite funcționarea arterei radiale, nu a venelor, cum se produce în mod normal la spital când mergem să ne recoltăm sânge, ci arterei radiale este foarte importantă pentru obținerea de analize care să stabilească dacă ne oxigenăm corespunzător sau nu.
Pentru acest produs, abia 7 ani mai târziu, în 2023, s-a obținut confirmarea. Intervin tot felul de dificultăți financiare, legislative și de comunicare. Și doctorița Teodora Mocan a întâlnit multe obstacole în procesul de cercetare. Ea a obținut un brevet pentru capsulele de leurdă și nanoparticule cu aur, ce ar putea fi folosite pentru terapia cancerului hepatic. Însă transferul tehnologic către client rămâne partea cea mai grea, spune ea. Trecerea este dificilă, pentru că scalarea, așa cum am discutat și cu alți colegi din zona aceasta de transfer, înseamnă facilități industriale de producție și, sigur, noi venim în întâmpinarea celor interesați, dar este nevoie de companii mari, investitoare, care să poată să preia acest tip de prototip. Pe lângă investitorii la care țintesc să ajungă, cercetătorii vor putea aplica în curând pentru finanțări și în Programul Regional de Dezvoltare Nord-Vest. Noi, prin Programul Regional Nord-Vest, vom avea 3 linii de finanțare pentru sprijinirea transferului tehnologic și, ca și un element de noutate, aceste linii de finanțare vor viza finanțarea IMM-urilor, astfel încât ele, pe baza acestor rezultate de cercetare, să poată să-și creeze linii de producție sau de prestare a serviciilor și linii dedicate. Pe parcursul evenimentului, centrele de cercetare vor putea fi vizitate de oricine este interesat de domeniu, inclusiv de oamenii cu bani care ar putea sponsoriza anumite proiecte. Castelul Peleș de la Sinaia, reședința de vară a regilor României, dar și Castelul Pelișor, cel al principilor moștenitori, ar putea ajunge în patrimoniul mondial UNESCO. Anunțul a fost făcut de ministrul culturii, care a înscris cele două castele alături de două biserici și peștera mobile pe lista indicativă de țară pentru patrimoniul UNESCO. Autoritățile spun că monumentele sunt demne de a primi recunoașterea internațională pentru importanța pe care o au pentru generațiile prezente și viitoare. Sute de mii de români și turiști străini vizitează anual cele două obiective culturale și istorice. În piețele din România se schimbă regulile jocului. Producătorii agricoli vor fi nevoiți să se conformeze unor noi reglementări stricte, menite să aducă mai multă transparență și informare pentru consumatori. Doamna are tot timpul prețurile afișate, de unde sunt? Da, doamna are, le are afișate. Și asta va fi obligație pentru toți comercianții de acum înainte. Mai mult, etichetele cu prețuri vor trebui să conțină și alte elemente obligatorii: numele și prenumele producătorului, denumirea produsului, localitatea de origine și data obținerii produsului. Păi le scrim în fiecare zi, le facem etichetele, că eu le ud și să udă și numai să cunoaște scrisul și iar le scriu. Să fim în ordine aici, Dumnezeului, că ne frică, ne amendează. De vreo 2-3 ori le schimb. Da. Sigur, să vadă omul. Eu locuiesc aici și tot timpul iau de la dânsa. Și prețuri acceptabile. Nu sunt altei care dau 3 lei, 4 lei legătura. Toate detaliile puse întotdeauna. Noile reglementări aflate într-un proiect de lege stabilesc că eticheta de produs va trebui să fie imprimată, pusă la vedere, lizibilă și ușor de înțeles. Scopul este de a oferi cumpărătorilor informațiile necesare, verificabile și ușor de comparat. Încercăm să ne apropiem de realitate, că astea sunt cerințele. Și ori clientul, dacă vine, e interesat să vadă prețul, de unde provine marfa, când e recoltată și așa mai departe. Omul se orientează, vede și aici, vede și acolo, unde e mai ieftin, unde e mai scump, se orientează ce are și el în portofel. Administratorii piețelor vor avea de asemenea responsabilități noi. Ei vor informa autoritățile despre orice producător agricol care nu afișează eticheta sau care nu are atestat. Cum îi cheamă și numărul de atestatul ăla? Păi ies în prețul și le schimb de două ori, zic că se udă. Uite cum se fac. Așa ne obligă. Să punem și date și toate alea. Dar nu doar eticheta se schimbă. Producătorii agricoli vor trebui să afișeze la vedere și o copie a certificatului de înregistrare și atestatul de producător. Din păcate, sunt tot mai puține produse românești, iar produsele din import, la produsele din import care se regăsesc în piețe, nu este identificată în mod corect țara de origine a produsului, calitatea, calibru și așa mai departe, astfel încât aceste situații creează confuzii în rândul consumatorilor. Nu toată lumea știe ce înseamnă EG, AG și așa mai departe. Prețul produsului este extrem de important, țara de origine, calibru, calitatea produsului, în cazul produselor lactate, data durabilității minimale. Proiectul menține obligația ca cel puțin 40% din spațiile de comercializare din piețe să fie rezervate exclusiv producătorilor agricoli.
În Brăila exista cândva în perioada regatului un registru al prostituatelor. Se ajunsese în această situație bizară pentru că erau atunci 180 de bordeluri numite și case de randevu și 68 de hoteluri și hanuri unde femeile de moravuri ușoare aveau camere speciale. Și acum în Brăila oamenii vorbesc despre afacerile păcătoase, așa cum le numesc ei. În arhivele naționale sunt păstrate pozele și numele damelor de companie care erau faimoase la vremea respectivă. Aici ce avem? Măsurile? Avem o Ecaterină, Ecaterina o chema, din comuna Slobozia Ismail, profesiune liberă. Mi se dau aici semnalmentele, vârstă 22 de ani, așa, și aici numărul 296 e numărul ei matricol, ca da, să spun așa. Din evidența biroului de moravuri. Și aici este o poză. Acest registru cuprindea, pe lângă datele de stare civilă ale persoanei, semnalmentele aveau un număr de înregistrare, un fel de număr matricol, fotografia persoanei și, dacă era cazul, data de când exercită prostituțiunea. Stella, Rudmila, Ecaterina, Frosa sau Aglaie sunt doar câteva dintre damele de companie ale căror nume încă există în arhivele naționale. Cele mai multe dintre ele erau văduve, sărace și aveau nevoie de bani. Până în 1830, cele care erau prinse că se prostituau erau date pe mâna bisericii și a călugărițelor care le făceau să se căiască. Erau umilite, pedepsite public și izolate. În 1850 a fost inventată Comisia de Sănătate, care verifica prostituatele. Toate erau trecute în condica criminalicească. Aceste începuturi ale reglementării, repet, urmăreau protecția medicală a comunității în care aceste femei își desfășurau activitate. Potrivit acestei condici, prostituata nu putea fi mai mică de 15 ani sau măritată. Oricare va aduce vătămare bunurilor năravuri, bunelor năravuri, obișnuind a îndemna, a ajutora sau a înlesni desfrânarea persoanelor tinere în vârstă mai mică de 15 ani, se va pedepsi cu închisoarea snagovului de la un an și jumătate până la 3 și cu globire de lei 1% până la 1.000. Chiar dacă erau reguli stricte, prostituatele găseau mereu clienți. Călătorii care se aflau în vasele care ajungeau în portul Brăila erau victimele perfecte. Pe vremea aceea funcționa în mai toate porturile, asta era obligativitatea, inclusiv la Brăila, carantina. Singurul lucru atractiv de pe cheiul Brăilei erau frumoasele localnice care așteptau călătorii și turiștii să coboare de pe vas. Dar pentru că nu se putea coborî întotdeauna de pe vas, aceste frumoase localnice erau invitate la bordul navelor. Din 1895 apare Condicuța, care presupunea împărțirea prostituatelor și a locurilor unde activau. Practic, a apărut obligativitatea înregistrărilor în registrele biroului Poliției Comunale. În două registre, unul pentru casele de prostituțiune, altul pentru femeile prostituate. Se stabilește astfel modelul condicuței, condițiile după care o locuință poate fi considerată casă de prostituțiune. Casele de prostituție nu puteau fi administrate de bărbați, ci doar de femei, care erau denumite dirige. La un moment dat era nevoie chiar și de mai mulți medici, pentru că între anii 1895 și 1896 erau 200 de prostituate care trebuiau consultate. Oamenii au început însă să se revolte. În ziarele vremii, localnicii se plângeau că exista un bordel aproape pe fiecare stradă. Existau însă două zone faimoase. Strada Neagră și Strada Roșie se aflau în centrul vechi al orașului. Acolo lucrau cele mai cunoscute dame de companie. Denumirea de Strada Roșie vine de la felinarele care se spune că erau aprinse. Atunci când se stingeau felinarele, însemna că doamnele respective sunt ocupate sau camerele sunt ocupate. De aceea pe Strada Neagră se numește Neagră pentru că erau mai tot timpul stinse, acolo ar fi fost cele mai frumoase doamne de companie. Multe dintre hotelurile în care se practica prostituția sunt acum monumente istorice. Aici avem hotelul? Hotelul Petersburg, fostul hotel Petersburg, actualmente este o clădire a primăriei Brăila, unde e serviciul public comunitar local pentru buletine. Se lucrează, au primit aviz pentru refacerea lui.
La vremea respectivă, cea mai cunoscută matroană era Tanti Elvira. Se pare că această Tanti Elvira ar fi avut, după spusele celor mai în vârstă, casa de toleranță, nu știu dacă era proprietară sau doar închiriase casa respectivă, undeva în zona portului. Fetele ei lucrau, de fapt, la urgență, asta zice povestea. Exista un cântecel care a făcut furori după interbelic și care suna cam așa: la noi la Brăila, la Tanti Elvira, ușor se câștigă lira. Femeia muncește, bărbatul plătește, ce bine la noi la Brăila. Dar, de fapt, e linia melodică a unei canțonete italiene. Caz șocant în Republica Moldova, un bărbat a supraviețuit 4 zile sub pământ, a fost înjunghiat și îngropat de viu. Toată povestea imediat după publicitate, vă aștept. Caz șocant în Republica Moldova, un bărbat din Glodena a fost înjunghiat și îngropat de viu, a fost scos de sub pământ după 4 zile și era în viață. Suspectul, un tânăr de 18 ani, este acuzat că ar mai fi omorât și o femeie de 74 de ani. Operațiunea de salvare a bărbatului a fost filmată de polițiști. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Totul s-a întâmplat pe data de 13 mai în satul Ustia, raionul Glodeni din Republica Moldova. Polițiștii au săpat după un bărbat care striga după ajutor din pământ. Aceștia au ajuns acolo după ce au interogat suspectul, care ar fi ucis și o femeie în vârstă. În timpul cercetării și acumulării probelor, în apropierea locuinței suspectului, oamenii legii au auzit de sub pământ un strigăt de ajutor. În urma săpăturilor, polițiștii au depistat un bec improvizat, iar în interior a fost găsit un bărbat în stare conștientă, cu o blagă în regiunea gâtului. Inspectoratul General de Poliție a declarat pentru Prima TV că ancheta a pornit după ce ruda femeii omorâte a alertat autoritățile. Bărbatul îngropat de viu, în vârstă de 62 de ani, a fost salvat și dus la spital pentru îngrijiri medicale. Iar suspectul a fost reținut pentru 72 de ore. Încă nu se știe ce anume l-a determinat să recurgă la acest gest. Situația din regiunea Harkov din Ucraina este critică. Ucrainenii încearcă din răsputeri să oprească înaintarea forțelor rusești, dar au început să se retragă spre est. Rușii sunt în plină ofensivă în toată regiunea din sud-est. Din cauza situației, Volodymyr Zelensky și-a anulat vizita de vineri în Spania. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Rușii înaintează vertiginos spre orașul Harkov. Armata ucraineană a anunțat că s-a repliat pe frontul de nord, s-a retras și și-a strâns trupele. Cel mai rău este în localitatea Vovchansk. Se auz explozii zi și noapte. Un bloc de locuințe a fost avariat de rachetele rusești, iar 20 de oameni au fost răniți. Бахнуло, пилюка полетіла. Якось так. Так і живем. Ну от, трошки попало в нього. І все, і тільки вже почули свист, і вже тоді почули вибух. Потрясло трошки. Ну, нормально потрясло. Ну, ми думали, що це не в наш будинок, ми думали, що це десь поряд. Ну, ми з іншої сторони, тому в нас нічого не повилітало, в нас все добре. Autoritățile din oraș recunosc că situația este dificilă. Din cei 17.000 de oameni care locuiau în oraș, au mai rămas doar 300 de civili. În toată regiunea sunt evacuări. Aproximativ 8.000 de oameni au fost evacuați până acum. Протягом останньої години було кілька обстрілів міста Харкова. Зараз ми знаходимося в самому центрі міста. Ситуація в Вовчанську вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста Вовчанська. Сьогодні 15 травня 2024 року. Поліція перебуває в місті Вовчанську. Тривають активні бої. Din cauza intensificării atacurilor rusești, Volodymyr Zelensky și-a anulat vizita de vineri în Spania. Наші воїни, вони знищують окупанта, який намагається просуватись. Все достатньо напружено, але ми посилили напрямки, зокрема Харківський. Якби зараз ми вже отримали два Петріоти, саме для цього нашого регіону, це вже дало нам іншу ситуацію у війні загалом. În sud-estul Ucrainei, în regiunea Zaporojia, autoritățile ruse anunță că au cucerit satul Robotyne. Localitatea a fost eliberată vara trecută cu mari pierderi de ucraineni. Este și locul unde s-a blocat contraofensiva acestora. Pe de altă parte, aflat în vizită la Kiev, Anthony Blinken anunță un nou pachet de ajutor. Secretarul de stat american a declarat că Statele Unite ale Americii vor oferi Ucrainei o finanțare militară suplimentară de 2 miliarde de dolari.
Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a cântat la chitară într-un bar în timpul vizitei la Kiev. Șeful diplomației americane a cântat o versiune a piesei Rockin' the Free World a lui Neil Young ca un omagiu adus luptei ucrainenilor în fața invaziei ruse. Melodia a fost lansată de Neil Young în 1989, după ce un concert planificat în Uniunea Sovietică a fost anulat. Oficialul american a fost criticat pentru alegerea sa. Unii ucraineni au criticat alegerea de a cânta într-un bar, în timp ce situația de pe front era atât de tensionată, iar alții au lăudat acțiunea. Tot la Kiev, secretarul de stat american a mâncat pizza alături de omologul său ucrainean, Dmytro Kuleba, într-o pizzerie fondată de un veteran al războiului cu Rusia. A început mult așteptatul Festival Internațional de Film de la Cannes, cel mai mare eveniment cinematografic din lume. Prima seară a festivalului s-a deschis cu un premiu onorific acordat actriței Meryl Streep. Anul acesta s-au înscris 22 de filme, iar unul dintre ele este producția 3 km până la capătul lumii a lui Emanuel Pârvu. Seara deschiderii Festivalului Internațional de Film de la Cannes a fost dedicată marei actrițe americane Meryl Streep. Vedeta a fost recompensată cu premiul Palme d'Or pentru inegalabila sa carieră. Je déclare le 70e Festival de Cannes ouvert. Actrița franceză Juliette Binoche a izbucnit în lacrimi în timp ce a ținut un discurs emoționant despre cariera iubitei vedete de la Hollywood, Meryl Streep. You change the way we look at women. In the cinema. You change the way we look at women in the cinema world. And also helping us to look at ourselves differently. Meryl Streep, în vârstă de 74 de ani, a câștigat deja aproape toate premiile din industria de divertisment, inclusiv un număr record de 21 de nominalizări la Oscar, dar nu a mai venit la Cannes de 35 de ani. Thank you. Thank you for this wonderful honor. I do. O altă prezență care a uimit în timpul festivalului a fost Zahode Sagazan, care a adus un omagiu filmului Noah Baumbach. Pe covorul roșu, vedetele au încercat să impresioneze prin aparițiile lor. Heidi Klum a atras toate privirile cu o rochie roșie care i-a pus în evidență senzualitatea. Și actrița Lea Seydoux a strălucit într-o rochie argintie cu paiete după ce s-a alăturat distribuției și echipei noului ei film. Anul acesta s-au înscris 22 de filme în competiția de la Cannes, iar unul dintre ele este producția 3 km până la capătul lumii, al lui Emanuel Pârvu. Festivalul de anul acesta a început sub auspiciul unor dezvăluiri explozive ale campaniei Me Too. Circulă zvonul că, simultan cu ceremonia de deschidere, 10 personalități de prim rang din cinematografia franceză vor fi acuzate de abuzuri sexuale. Palatul Buckingham a dezvelit primul portret oficial al regelui Charles al III-lea de la încoronarea sa. Tabloul îl învățișează pe regele Charles din față, îmbrăcat în uniforma gărzilor galeze, regimentul al cărui colonel este din 1975. Fundalul este în nuanțe de roșu aprins. Creatorul picturii este un artist britanic renumit pentru numeroasele sale portrete de celebrități. Acesta a adăugat un fluture mic pe unul dintre umerii regelui la cererea monarhului pentru a ilustra pasiunea sa pentru natură și mediu. Noul portret urmează să fie expus în Draper's Hall, în districtul financiar al Londrei, la finalul lunii august. Inconștiența poate duce la adevărate tragedii, iar România se confruntă cu un astfel de fenomen. Unii bolnavi de HIV ajung să-și ascundă boala și să întrețină raporturi sexuale neprotejate. Pe rolul instanței sunt sute de astfel de dosare. Discutăm subiectul pe larg, imediat după publicitate. Vă aștept!
Un fenomen cât se poate de îngrijorător există în țara noastră. Persoane infectate cu HIV își ascund boala și ajung să întrețină relații sexuale neprotejate. Pe rolul instanțelor de judecată sunt sute de dosare legate de traficul de persoane în care inculpații sunt acuzați inclusiv de transmiterea acestei boli. În România, transmiterea de HIV cu bună știință este pedepsită cu până la 15 ani de închisoare, în cazul în care victima moare. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. La Curtea de Apel Oradea este pe rol dosarul unui bărbat care este acuzat de trafic de persoane și de transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit, adică SIDA. Bărbatul a fost chiar și în evidența Centrului de Supraveghere Epidemiologică și Control al Bolilor Transmisibile între mai 2020 și decembrie 2022. Acest lucru nu l-a oprit însă să întrețină relații sexuale neprotejate cu două femei pe care le-a și obligat să se prostitueze. Chemată în dosar ca și martor, una dintre femei a spus că individul nu a informat-o niciodată despre boala de care suferă. Nu a părut deloc afectat de faptul că are o astfel de boală. Eu am fost cea afectată de această veste. Mi-am făcut imediat un set de analize pentru a afla dacă sunt purtătoare acestui sindrom, a declarat femeia în fața procurorilor DIICOT. O altă femeie a rămas și însărcinată cu bărbatul infectat cu SIDA. Aceasta a practicat și prostituția obligată de el. În unele discuții interceptate de anchetator, reiese că femeia, care nu își făcuse analize să vadă dacă este sau nu infectată, a acceptat să facă sex neprotejat cu unul dintre clienți. Dar îmi faci fără gumă, nu? Da, se poate, contra cost. Dialogul a avut loc în decembrie 2022. Femeia a primit în plus pentru serviciul oferit 50 de lei. Pentru că au existat nenumărate dovezi care să-l incrimineze, bihoreanul și-a recunoscut fapta. A declarat că știa că este infectat și că a refuzat să se protejeze. Recunosc infracțiunea de transmitere a sindromului imunodeficitar dobândit. În concret, recunosc că, știind că sunt suferind de această boală, am întreținut raporturi sexuale neprotejate cu victima, a declarat bărbatul în fața procurorilor. Bihoreanul a fost condamnat pe fond la 4 ani și 9 luni de închisoare în regim de detenție. Un astfel de caz este anchetat și în Brașov. În 2013, un bărbat era în evidența spitalului de boli infecțioase cu virusul HIV. El a primit tratament în timpul în care a fost internat acolo. Între 2017 și 2022, bărbatul a început o relație cu o femeie. Au întreținut relații intime neprotejate, însă fără să-i spună vreodată acesteia că este infectat. Acest caz este cu atât mai grav cu cât femeia avea doi copii, iar unul dintre ei era sugar. Cei doi s-au despărțit, însă abia atunci au început necazurile pentru femeie. În 2022, bărbatul a suferit un accident vascular. Atunci a avut nevoie de tratament specific. Acesta nu a înțeles cum trebuie administrat și i-a cerut ajutorul fostei sale iubite. Bărbatul i-a trimis acesteia toate actele sale medicale, însă fără să-și dea seama, printre ele era menționat și faptul că este infectat cu HIV. În acel moment, femeia a realizat ce s-a întâmplat de fapt în ultimii 5 ani. Imediat și-a făcut toate analizele, atât ea cât și copiii. Din fericire, testele au arătat că sunt sănătoși. Virusul imunodeficienței umane, pe scurt HIV, vizează sistemul imunitar. Acesta reușește să slăbească apărarea organismului în fața mai multor infecții. Vorbim de o epidemie de HIV. E adevărat că este un virus care, din păcate, acționează în tăcere. Un virus care, de multe ori, puteam spune, mai ales în trecut, că este un virus ucigaș. Lucrurile s-au schimbat, e adevărat, în prezent, dar e o problemă de sănătate publică. SIDA este boala, practic. Este situația în care, de la infecția HIV, în condițiile în care lucrurile merg mai departe, se ajunge la boala efectivă, adică la SIDA. Se transmite pe cale sexuală, se transmite prin sânge și prosele sânge, e vorba de consumatorii de droguri. Adică sunt suficient de multe căi. În 2024, infecția HIV este o boală care poate fi ținută sub control, n-am spus vindecată, cu condiția să fie un diagnostic pus la timp. Potrivit codului penal din 2004, transmiterea de SIDA cu bună știință este pedepsită cu închisoare în funcție de gravitatea situației. În momentul în care lucrurile se produc cu intenție, acest aspect trebuie să fie și dovedit și, bineînțeles, în contextul în care se ajunge la un moment dat ca doi parteneri care doresc, spre exemplu, să aibă un copil, trebuie să treacă printr-o serie întreagă de analize, tocmai pentru a demonstra că nu suferă de această boală. Și pe rolul instanțelor de
judecată, se pare că a crescut numărul cazurilor prin care anumite persoane sunt cercetate penal pentru transmiterea acestei boli, lucru care, bineînțeles, că ne face să ne întrebăm cât de sigură este societatea în care trăim. Potrivit ultimului raport al INS din 2021, peste 25.000 de români erau trecuți în evidențele medicale ca fiind persoane infectate cu HIV sau SIDA. Cei mai mulți dintre ei s-au infectat în urma relațiilor sexuale neprotejate. Peste 400 dintre ei s-au infectat în timpul transfuziilor de sânge la sfârșitul anilor 80. Primul caz de SIDA diagnosticat în România a fost în 1985. Era un bărbat de 42 de ani care se ocupa de întreținerea vagoanelor CFR. La un moment dat s-a simțit rău și a fost internat la Spitalul Fundeni. Timp de un an, nimeni nu a putut să-și dea seama ce are bărbatul. I s-au făcut mai multe analize care au fost trimise în Austria. Rezultatele au arătat că pacientul avea SIDA. După doar 11 zile după diagnostic, bărbatul a murit. Flacăra olimpică își croiește drum prin Franța, iar acum a ajuns în Corsica, denumită și Insula Frumuseții. În total, flacăra olimpică va trece prin mâinile la 10.000 de persoane în 400 de orașe din Franța pentru a-și încheia traseul pe cheiurile Senei pe 26 iulie. Ulterior, vasul olimpic va fi aprins la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Imediat începe Flash Monden cu Diana Șicove, iar de la 20 începe un episod tare cu personajele îndrăgite din Cronica Cârcotașilor. Tot de la 20 la Medica TV, sistemul medical. Corvinul Hunedoara și Oțelul Galați joacă în această seară finala Cupei României. De la 20:30 puteți urmări partida în direct pe Prima Sport 1 și pe primaplay.ro. Să aveți o seară frumoasă pe mâine! Program disponibil pe primaplay.ro.